Aniversarea 65 de ani de la nașterea primei viori în Reghin nu putea trece nemarcată de cei care au dus pe culmi producția românească a instrumentelor muzicale. În ultima zi de lucru din 2016, compania reghineană, considerată astăzi cea mai mare fabrică de profil din Europa, a organizat un eveniment dedicat celor 65 de ani de la înființarea secției de viori la Reghin. Această ultimă zi de lucru din acest an tinde să devină și un eveniment în sensul că vom aniversa 65 de ani de la începerea fabricației instrumentelor muzicale la Reghin. Această începere a fost făcută, acest început a fost făcut în 1951 de maestrul Roman Băianciuc împreună cu trei muncitori. Și de la o producție de 37 de instrumente muzicale pe an, s-a ajuns astăzi, până astăzi, să fabricăm peste 4.350.000 de instrumente muzicale. Inginerul Nicolae Bâzgan a vorbit și despre semnificația continuității acestei activități reprezentative pentru cel care este astăzi numit Orașul Viorilor. Este o continuitate pe care puține firme din țara noastră și-au permis ca să o atingă. Pentru noi este o cale pe care a mers și zic eu o cale de succes și bineînțeles că urmează să perseverăm pe această cale. Secretul este profesionalismul, după aceea pasiunea și dorința de a învinge greutățile. Angajații fabricii și oaspeții au aflat cu această ocazie istoria instrumentelor muzicale și impactul pe care l-a avut asupra acestui domeniu fabrica din Reghin. Viola sau violina a pătruns pe teritoriul țării noastre la începutul secolului al XVIII-lea, când a adusă din Imperiul Habsburgic și în scurt timp reușește să concureze cu succes vechile instrumente muzicale autohtone ca cobza, lăuta sau chemanul. După cel de-al doilea război mondial, în cadrul operei de reconstrucție a țării, beneficind în zona Reghinului de lemn de rezonanță de o bogată tradiție tâmplărească, s-a înființat în anul 1951 fabricația pe scară industrială a instrumentelor muzicale. De la prelucrarea primară a lemnului în șindrilă, cherestea sau mobilier, casă, rotărie, butoaie, s-a trecut spre artă la fabricația violii. Întreprinderea are aproximativ 300 de salariați. Produce instrumente cu coarde și de suflat, dar și instrumente etno, iar circa 80% din producție ajunge peste hotare, pe 6 continente.